Criza economică îi determină pe făgărășeni să facă lucruri de neimaginat. O tânără din municipiu, sătulă, probabil de hainele vechi pe care le avea în șifonier, s-a hotărât să-și achiziționeze altele noi. Zis și făcut, a intrat într-un bar și, profitând de neatenția barmaniței, a furat aproape 600 de lei. Apoi a intrat într-un magazin de haine pentru a-și cumpăra îmbrăcăminte nouă. Femeia de 24 de ani din Făgăraș a stat mai bine de 4 ore în barul La Doi Amici. A schimbat și câteva vorbe cu barmanița, până când a observat unde sunt ținuți banii. Apoi, profitând de neatenția angajatei, a furat aproape 600 de lei de sub teșghea. A venit o fată aici în bar, a stat vreo 4 ore cu mine și în momentul a văzut unde sunt banii tot, banii de la jocuri mă refer. În momentul în care m-am dus eu până la aparat să scot niște bani, a furat banii de acolo de sub caiet și a plecat și a fugit. Și a prins-o poliția, am fugit după ea, dar n-am mai avut unde să o găsesc și am anunțat poliția. Cu banii furați, tânăra s-a gândit să-și facă ordine prin garderobă. Astfel, aceasta s-a dus la un magazin de haine. A fost prinsă însă de polițiștii făgărășeni în magazin, chiar când își încerca hainele nou cumpărate. Am fost sesizați de către barmanița de la barul La Doi Amici din localitatea Făgăraș despre faptul că i-a dispărut o sumă de bani din teșgheaua barului. În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii făgărășeni s-a reușit identificarea și prinderea autoarei, care, profitând de neatenția bărmăniței, a sustras din teșghea suma respectivă de bani. În prezent, tânăra este cercetată în stare de libertate și riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 7 ani.